El nu știe, de fapt el nu înțelege de fapt care este valoarea unui antrenor, nu știe ce trebuie să facă un antrenor și de aceea numirile lui sunt intempestive și pur și simplu întâmplătoare. Eu public i-am spus lui Gigi Becali că îi garantez cu 500.000 de euro că iau titlul în România. Dacă nu iau titlul în România, pierd banii. Pe loc, dacă iau titlul în România, îmi dă el 1.000.000. Și ai primit vreun răspuns sau încă nu, mai aștept? Eu i-am spus chestia asta. Îi pun 500.000 cu un credit colateral la o bancă și dacă îi câștig titlul în România, îmi dă el banii. Dacă l-am pierdut titlul în România, în secunda întâi activează și am pierdut eu banii. Am înțeles. Vreau să trecem puțin acum. Și vreau să-ți mai spun ceva. Este un lucru foarte important. Sunt foarte mulți antrenori care n-au responsabilități. Este foarte ușor să te joci pe banii unui proprietar, să spui adu-mi-l pe ăla, după aia să spui palma în pun și să pleci, pentru ca să vină altul după 6 luni să spună, ai domne, ăștia sunt jucători, am nevoie de alți 7-8 jucători. Pentru că așa se duc banii proprietarilor de cluburi într-un sac fără fund. Un antrenor trebuie să aibă responsabilitatea de a răspunde pentru ceea ce face. Eu dacă aș fi președintele unei echipe sau conducătorul, proprietarul unei echipe, i-aș spune lui Chirilă următorul lucru. Bă, Chirilă, îți dau 10% din orice jucător pe care mi l-ai adus la un anumit nivel. Dacă am cumpărat un jucător cu 50.000 și l-am vândut cu 1.500.000, scad toate cheltuielile cu el, am net 900.000 de euro, 900.000, 90.000 îți dau ție și cu 810.000 plec eu acasă. Reversul, dacă la un jucător pe care am dat 500.000 l-am vândut cu 100.000 sau am pierdut banii pe el, tu te răspunzi cu credit colateral la bancă, parte cu mine în acest contract. Dacă din 5 jucători la 4 am făcut profit și doar la 1 am pierdut, eu sunt un bun președinte că am angajat un bun antrenor. Restul în fotbal este poveste.